Deci, doamna Simone mi-au luat vorbele din gură. Doamne, în timpul date aveam senzația aceea de stânjenală, așa, de nu știu, eu să fi fost Andreea, m-aș fi ridicat și aș pleca pentru că nu părea nimic real. Erau doar niște vorbe în vânt eu pe Ionuț de când l-am văzut reacționând cum a reacționat cu Andrei, mi-am dat seama că este un băiat extrem de superficial, este un băiat care vrea să fie integrat în gașcă. Aseară l-am văzut glumind la fel cu băieții și la fel mi s-a părut un băiețaș, așa, nu știu, bagabot, așa, nu știu cum să-l numesc care face lucruri pentru TV, vrea să fie plăcut de oameni, vrea să fie susținut. Nu știu dacă place cu adevărat pe Andreea sau s-a agățat de ea doar ca să rămână în casă. Aș vrea să-mi spune și dumneavoastră. Dar ceea ce știu sigur este că am mințit foarte mult la această întâlnire. A spus lucruri doar pentru televizor și doar pentru oameni. Vezi, Doamne, ce mare poveste de iubire și-a găsit el nu a fost nimic real din ceea ce a spus Andrei, poate doar că o place și cam atât. Mi-ar părea foarte rău ca Andreea să se lase influențate de vorbele lui și să-l creadă și să fie dezamăgită. Mai bine ar mai aștepta un pic și poate se mai trezește și băiatul ăsta și devine și el real și atunci a vede cu cine stă de vorbă.